Asta este IM, nu? Pătrat. IM pătrat. Și IM simplu? IM simplu egal cu L radical din 11 pe 3. L radical din 11 pe 3. Am aflat pe AC, o știm. N-am aflat că da, L radical din 2. Ce mă știm? Da. L radical din 15 pe 3. Da. Și pe AM? Am aflat că L radical din 11 pe 3. Care din ele ți se pare cea mai mare? L radical din 11 pe 3. L radical din 11 pe 3 față de L radical din 5 pe 3 și față de L radical din 2 pe 3. L radical din 11 pe 3. Perfect. Da? Da. Și asta ar trebui la pătrat să fac suma celor date pătrate. Păi sunt foarte. Ia să vedem. Ne întrebăm, am pătrat. Am pătrat este egal mare cu... Câmb pătrat. Câmb pătrat. A cu pătrat. A cu pătrat. Dar ne-am uitat la care variante. Trebuie să ne uităm și la AC. Dintre AC, L radical din 2. Deci CM, AC și AM. Și AM. Ei, asta trebuie să ne uităm. Între asta și asta, sigur că e mai mare asta. Dar dintre L radical din 2 și L radical din 11 pe 3, care e mai mare? L radical din 2. Așa parcă spune, nu? Da. Ia să ne comparăm. Ia să mai comparăm, să le luăm de o parte. Le luăm pe L radical din 2 și vecina sa, valoarea L radical din 11 pe 3. Ridicăm totul la pătrat. Sigur că da, dar ne anunțăm la unul spre de-a treapta. Da, și o să fie radical din 2. Da, și vecina radical din 11. Prin ridicare la pătrat. O să fie 2. Comparat cu 11. 11 pe 9. 2 cu 11 pe 9. Asta 11 pe 9. Păi, 11. Și ceva. Adică, dacă vrei, hai să... 2 mai mare ca 9. Hai să facem un următorul lucru. Hai să amplificăm cu 9 ambele. Ai și 2 pe 1. Ce ar însemna? Ca să facem aceeași lucru. 9 pe 9. 9 pe 11. Pe 9, dacă ar fi 18 și pe 9, comparat cu 11 pe 9. Și mai mare, mai mare. Mai mare, da. 18, 18 față de 11. Adică L radical din 2 mai mare decât... L radical din 2 e mai mare decât... L radical din 11 pe 3. Pe 3 și mai mare. Și L radical din 11 pe 3. Mai mare decât L radical din 5 pe 3. Nu. L radical din 2. Nu. E mai mare și decât L radical din 5. Da. Pe 3, da? Radical din 5. Radical din 5 pe 2. Deci nu cap discuție. El este cel mai mare număr. Da. Și atunci, ne permite să încercăm să vedem dacă Pitagora lucrează. Da, dacă AC pătrat egal cu... Deci ne întrebăm dacă AC pătrat. AC pătrat egal cu AM pătrat. Da. Minus, bă, plus. Așa, plus CM pătrat. CM la pătrat. Și acum sunt locuim. Sigur că. L radical din 2 tot obar la pătrat egal cu 2 la pătrat. Egal cu AM. Egal cu L. 11 L la pătrat pe 9. Da. Plus 5 L la a doua, tot pe 9. Pe 9. L la a doua peste tot se duce. L la a doua, da. Și gândeam că fapt ar fi că 2. 2. Să fie egal cu 11. Pe 9. 11 plus 5 deodată pe 9. Cam în aceeași uitor cu 9. Griș. 16 pe 9. Deci de parcă aș spune că 2 e egal cu 16 pe 9. Fals. Fals, da? Deci nu e adevărat că trebuie orice la care, la care umblăm noi, tot umblăm. Nu este trebuie trebuie. Acum să mai încercăm altceva. Noi suntem înnebuniți să arătăm pe dâ primul, e perfectat, pe o altă dreaptă, din A, M,
Deci pe altă dreaptă din A, văd G. Am încercat să valorificăm punctul E mai acolo, ca o treime de bază, două treime de vârf. Nu mi-a ieșit și trebuie să vedem un alt. Știi ce ar mai trebui să mai facem acum? Adică, ar trebui să mai vedem în planul triunghiului A, M, C, să mai vedem și alte puncte. Să aducem. Cu planul A, M, C, să vedem cu ce alte puncte ar mai fi coplanare. Deci A, M, C. Aici, unde am lucrat partea asta cu A. Deci aici vreau să vedem dacă... Nici, hai să spunem pe cea dreaptă... Și aici? Da, da, da. Nici nu știu dacă era important acolo, dacă mi-aș fost de acolo. Dar am făcut așa ca un antrenament. Într-o astfel de situații, cum anume verificăm că trâng este sau nu dreptunghic. Deci cum este dreptunghic, după ce cunoști toate dimensiunile, toate laturile, nu faci decât să verifici la curaj, dacă îți verifică latura cea mai mare la pătrat, suma pătratelor celorlalte două, și dacă da, trebuie dreptunghic. Dacă nu, nu este dreptunghic. Deci, acum, noi căutăm ca în triunghiul A, M, C, acela este un triunghi pe care nu putem figura în problema asta, pentru că nu era, este în fața asta de aici. C este și în planul de bază, și în fața B prin B, C, C prim. Deci trebuie văzut așa, cum stă fața de aici, avem un punct C, adică un punct M aici, și am unit pe M cu C, M cu A, și s-a format triunghiul ăsta așa, în spațiu, cum apare triunghiul, și fiindcă unirea lui A cu M, M a picat aproape pe AC, cum s-ar zice, dar AC e în planul de jos. N-am cum să spun, deci mă este în spațiu. Nu mi-a picat bine aici ca reprezentare. Și atunci am figurat pe latura AC, AC, AM, unit pe A cu M, dar M este, repet, în planul de aici, într-un punct din planul B prin B, C, C prim, undeva pe diagonala asta, C prin B, la o mărime pe care am zis-o pe două treimi din toată CC prim, am putut-o și afla chiar. Și din punctul acela m-am dus în C, s-a format triunghiul AMC, de acord. Și acum, în triunghiul acela, eu vreau să mai aduc și alte puncte. Deci, ce puncte să reușesc să mai aduc dintre cele care sunt în clipa asta, să le pot prinde ca fiind coplanare și pe urmă să mă duc la D prim O, perpendicular cu altă dreaptă, că deocamdată nu mi este că ar fi perpendicular pe A, M, nu văd, sau pe M, C. D prim O este perpendicular pe AC, dar D prim O perpendiculară pe A, M, nu, văd, sau pe mâncă. Pe amă sau pe mâncă. Să vedem... Deci, de prim O. Triunghiul
În triunghiul A, O, 1, B, există triunghiul ăsta. A, O, 1, B. Este vorba de un A, O, 1, B. O, 1 este în planul A, B, în planul care B, C, B prim. B, C, B, C, A, B, A, E, C, A, E, C. A, E, C. Deci, neapărat trebuie să mai fii niște puncte ca să poți să arăți o planaritatea și să văd de primul om perpendicular. Pe o altă dreaptă. Uite că, într-adevăr, profesorul a avut dreptate că este o problemă destul de dificilă. Și eu nu, 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 la indicație ce nu, 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 avem nu, AC, AC, perpendicular pe DBB prim. AC pe DB. Bubrina, demonstrează... Am zis-o da. Aceea, deci D' e perpendicular pe AC. Da. Asta am făcut-o. Nu încă. Bun. Considerăm AB egal cu A mic. Nu am considerat cu D. Rezultă că D-O egal cu B-O, D, D-O, egal cu B-O și egal cu el radical din 2, el diagonală, el radical din 2 pe 2. De noi am folosit A, că era tot acolo. Nu, păi D-B este L radical din 2, toată D-B e radical din 2, și fiindcă O e la mijlocul lui D-B, D-O e egal cu O-B și egal cu el, el radical din 2 pe 2. Da. Fie pe ce mă intersecta cu B, B prim. Ce mă cu B, B prim. Păi ce M cu B, B prim, bătaie pe B, B prim. Ce, ce M cu B, B prim, cum l-am zis noi C2. Da. El zice P. Hai să vedem cum bătați am. Da. Rezultă că B este în mijlocul segmentului B, B prim. Asta am știut și mai. Adică B, M este A pe 2, cum zice el. Da, B, M este A pe 2. Triunghiul PBO, PBO, PBO. Noi am dat-o unul că am... Da, eu aveam altceva. O este aici, da? Da. Triunghiul P, P unde a fost? Pe aici. Pe, pe mijloc aici, da? Pe BB prim. La mijloc, da. P. Hai să mergem cu rotația pe care unde am luat. Triunghiul P, B, așa parte zic, P, B, O, P, B, O, ce putem să spunem că triunghiul P, B, O, P, B, O, e dreptunghic în, unde este? B. În B. Are asta, O, B, este el radical din 2 pe 2. B, O, este el pe 2, e dreptunghic. Putem să aflăm pe, pe O, dacă aș fi cazul să o aflăm, dar nu știu ce vreți spune mai departe. Și triunghiul O, D, D prim. O, D, D prim. Deci triunghiul O, B, P și triunghiul O, D, D prim, ele sunt două triunghiuri cu D, O este cât O, B. Da? Cât O e cât O, B, e radical din 2 pe 2. Asta, D prim, D,
e toată, aici e numai jumătate, că e pâpâră. Și deci asta cât asta, aici e jumătate, aici e jumătate, asta e întreagă. Și asta dă primul O cu O P. N-aș putea să vedem ce spune cu cel. Sunt dreptunice. Da, de acord sunt dreptunice. Nu ca pe discuția asta e în D și asta este în B. Sunt unghiuri dreptunice. Iar B, P, deci B, P, supra D prim B, P, supra O, D, O, D. Așa. Deci o catetă supra cealaltă catetă. Dar ce are el în vedere aici de spune că triunghiurile acestea sunt asemenea? Sunt asemenea. Deci unghiurile acestea sunt complementare. Mai întâi luăm o dată. Să vedem dacă ne prindem. Hai să luăm deoparte triunghiul ăsta. O, B. Deci O, B. Care este cât? Ca mărimea asta. O, B este L. Radical din 2 pe 2, da? Da. De fapt, D, B este L. D, L este L radical din 2 și numai D, O, B e L radical din 2 pe 2. Mă duc în sus până la P. Toată așa cât era până în sus este de L, nu? Și eu am acum asta cât? L, L pe 2. Că toată V prin B era cât de mare V prin B este de L. E pătrat. Da? Peste tot fețele din cup, practic așa. Bun. Și apare triunghiul acesta. Și de altă parte zice să luăm triunghiul D prim D, O. D prim D, O. Îl iau mai jos. Care are pe O, D. O, D ca mărime exact cât este și O, B. Deci O, D cu O, B. D, D prim e dublu. Deci D, D prim e dublu. Deci asta, asta, deci dublu. Și atunci deci îmi pare că în condițiile astea, deci asta D prim P, P și aici cât este? D prim, da? D prim. Oare pe D prim o pot afla ca mărime? Deci pe D prim O, în triunghiul D prim D O, o pot afla, da? Da. Că asta este L radical din 2 pe 2. Pe 2. Asta toată e L. Și o pot afla pe D prim O. Deci D prim O este egal cu el pătrat, adică asta la pătrat, plus el pătrat radical din 2 pe 2, el pătrat radical din 2 pe 2 la pătrat, adică pe 4, nu?
Adică el doi el pătrat. Doi el pătrat pe patru, adică el pătrat pe doi, în final. Că vine doi el pătrat pe patru, el pătrat pe doi. Și face calcul trei în pătrat pe doi. Asta e de prim o. La pătrat. La pătrat. La pătrat, fain. Da? De unde de primul om ar fi egal cu L radical din 3 pe radical din 3. Da? Radical al deseric. Sau radical din 6. Radical din 6 pe 2. Am raționalizat. Știu pe de primul om. Pe de altă parte, aici, pot să constat, și pe pe o. Și îl puteam afla și pe pe o. Deci pe o pătrat este egal cu L radical din 2 pe L radical din 2 pe totul la pătrat. Totul la pătrat. Tu ești? Plus? P sub, nu. Plus L pătrat pe foarte mult. Pe pătrat pe foarte. Și egal cu 2 L pătrat pe 4. Ba nu. 3 L pătrat pe 4, direct. Deodată ești, da? Că vine 2 L pătrat pe 4. 3 L pătrat pe 4. Atunci L pătrat pe 4. Și au o simplu, L radical. Pe o simplu. Da, pardon, pe o simplu, L radical din 3 pe 2. L radical din 3 pe 2. Bun. Dacă ne gândim la o asemănare acestor două triunghiuri, ar trebui, deci dacă nu era o asemănare, ar trebui să fie ipotenuză pe ipotenuză. Deci la numărător se pune laturile triunghiului OBB. Deci triunghiul OBB. Și la numărător se pune laturile celorlalte triunghiuri ODD'. Triunghiul ODD'. Și așa aveam OBB. OBB. Adică ipotenuza OP supra-ipotenuza cealaltă OD'. Egală cu? Cu OB supra OD. OB, nu, că aceea raportul ar fi 1. Egal cu PB supra OD. PB asta supra asta. Da, acolo e R, adică... Da? Să vedem, dacă e egal cu PB. PB. Un semn de întrebare. Supra OD. Și egal cu a treia latură. OB. 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 Supra... D prim D. A treia de aici. Ba da, D prim D. D prim D. Deci aici sunt emoții, să vedem dacă așa stau lucrurile. Deci a rezultat. OP supra OD prim, cât este? OP supra OD prim. OP am aflat-o. Da. L radical din 3 pe 2. Supra. Supra cât? El radical din 6 pe 2. Supra el radical din 6. Pe 2. Așa este, nu? Supra... Da. Și dacă e egal cu B, P, B, P, B, P, B, L pe 2, supra... O, L pe 2. L radical din 2 pe 2. O, D, care e L radical din 2. L radical din 2 pe 2. Și dacă e egal cu... Care e L? O, L radical este? Din 2 pe 2. L radical din 2 pe 2. Supra? De prim. De prim, da. Care este L, sigur, nu? Da. De prim este L. Să vedem dacă asta este egalitate. Păi, 2 pe 2 se duce L peste... Sunt radical din 6 cu radical din 3, nu? Așa, ultim. Peste tot să-ți scapă de asta. Și vine așa, radical din 3. Supra radical din 6, nu? Asta are rămâne. Da. Dacă este egal cu
radical din 2 pe 2 și o dus și aici. Da. Da. Deci radical din 2 pe... radical din 2, nu cu 1. 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 2. Și dacă este egal mai departe cu... radical din 2 pe 2. Lângă s-a dus și urma să stă. Radical din 2 pe 2. De aici se vede că... radical din... Raționalizez aici este adevărată. Asta este adevărată. Da? Da. Și aici dacă împart pentru radical din 3, rămâne 1 pe radical din 2. Că simplificăm radical din 6 sau radical din 2 pe radical. Da? Da. Deci, și raționalizăm și e adevărat. Și e adevărat. Deci 1 pe radical din 2. Și egal cu 1 pe radical din 2. Deci pe lângă de acestea, alo. Bună seara. Vă rog să duc o lecție de matematică acum. Da? Mult mai târziu, dar nu știu, nu vă puteți uita. Eu sunt la microfon anterior direct și sunt... cât o fi ceasul acum? Nu știu, ultima zi de la 8:30. La vreo 9:30 încercați. Da. La revedere. Așa. Deci, în clipa în care am văzut că este asemănare între triunghiul ăsta și triunghiul ăsta, dar nu că unghiul de aici ar fi cât ăsta de aici, ci unghiul de aici ar fi cât ăsta de aici. Adică, tocmai ele sunt, cum se fac, două unghiuri care fac împreună ori de grade, cum se zice? Suplimentare. Sunt complementare. Suplimentare fac 180 grade. Nu? Da. Suplimentare fac așa, faci complementare. Asta înseamnă cu unghiul D, O, D prim. D, O, D prim. Unghiul ăsta de aici. D, O, D prim, D, O, D prim, este cu care unghi? Deci, D, O, D prim. Adică, pe ăsta am luat așa și cu ăsta, da? Deci, D, O, D prim, este congruent cu B, P, O. Cu P, P, O. Deci, unghiul, mai vedem o dată, D, O, D prim, e congruent cu unghiul, D, O, D prim, D, O, D prim, e congruent cu unghiul care am spus din celălalt unghi. B, B, O. Deci cu ăsta. Deci ăsta de aici cu ăsta. Iar ăsta de aici va fi cu celălalt. Adică D, D prim, O. D, D prim, O. B, P. U, cu P, D, O. Cu P, nu, nu pe O, ai zis bine. Cu B, O, P. Da. Cu B, O, P. Și asta înseamnă că dacă așez cu B, cu B, O, P, da? Cu ăsta de aici. Deci ăsta de sus, cu două linii, cu ăsta de aici. Dar ăsta două împreună fac 90 de grade. Deci, ăsta de aici, din D prim, și cu ăsta, fac împreună 90 de grade, pentru că suntem în triunghiul D prim D, B, D prim D, B, sau D prim D, O, care e dreptunghic în D. Asta înseamnă că unghiul D, O, D prim, și cu P,
fac împreună, cât fac. De, deci, de o, de primă asta, un, și cu vecinul său doi, cu P, O, B, fac împreună 90 de grade. Și-a rămas ăsta din, dintre ele, adică unghiul de prim O, P, de prim O, P, cum a rămas de prim O, P? Să fie tot din 90 de grade, că doar suntem aici în placul de prim, de B, B prim. Și dacă a rămas ăsta să fie din 90 de grade, înseamnă că de prim O e perpendiculară pe O, B. Și dacă de prim O e perpendiculară pe O, P, P este din planul triunghiului A, M, C, A, M, C, P. Deci am cules în, planul triunghiului A, M, C, P, cine am cules? Un punct P, foarte tare punctul ăsta. Punctul ăsta cules, adus în planul triunghiului A, M, C, este cel care rezolvă problema. Și astfel arată că de prim O e perpendiculară pe o dreaptă din planul triunghiului A, M, C. Pe cine este perpendiculară? Pe O, P. Și iată-l pe de prim O, perpendicular pe AC odată, demonstrat de noi, perpendicular și pe o altă dreaptă din plan. Pe ce dreaptă e perpendicular? Pe O, P. Și dacă de prim O e perpendiculară pe două drepte concurente din plan, ea e perpendiculară de prim O chiar pe planul A, C, M. Chiar pe acel. Hai să mai vedem o dată. Ai văzut că mă plimbam și eram foarte stresat de faptul că îmi trebuia încă un punct adus în planul triunghiului A, M, C. Deci planul triunghiului A, M, C, pe care foarte greu l-am putut reprezenta, planul triunghiului A, M, C, în planul ăla am mai adus un punct deștept, punctul P. Punctul P este cel care îmi rezolvă treaba. Dar de ce? Cum vine el aici și liniștește problema? Pentru că unim pe C cu M, pe C cu M prelungind, ci M fiind centrul de greutate, e la interziția medianilor. Și atunci, practic, C P, C M prelungit, e median aici. Îmi apare punctul P în planul triunghiului A, M, C. Da? Deci am încât pentru că am unit pe C cu M și mi se duce exact la mijloc și prinde punctul P în planul acela. Din clipa asta, apariția punctului P îmi rezolvă problema. Pentru că voi arăta că de prim O e perpendicular pe O, P. Cum? Sunt cu toată activitatea în triunghiul, în planul de prim, de, B, B prim, de prim, de, B, B prim, pentru că P-ul este pe B, B prim, că O este pe D, B, deci toată activitatea o desfășoară în planul de prim, de, B, B prim. Și ca să fac treaba în sensul ăsta, lăsăm asta aici, dar am să fac desenul acestui plan diagonal. D prim, D, B, B prim. Să vedem mai ce înseamnă. Am un dreptunghi de fapt acolo. Vreau să înțelegeți că este un dreptunghi, cam așa, la altă față. De ce? DB este asta. Cât este DB din A? DB. Este L radical din 2. E diagonală.
Asta cât este D de prim și B de prim? Cât e de mare? D de prim și B de prim. Smuchele, L. Deci asta e L și asta e L. O este un punct aici. O este un punct. PDB și noi unde la întâmplare, nu e la întâmplare, ci este chiar aici, O. Și PD primo l-am numit. Iar P este punctul ăsta la mijlocul lui BB prim. Uitați-vă, vă rog. Ăsta este P1. Și punctul acesta este în planul trimitere a centrului. Și este spectaculos ce se întâmplă acum. Voi arăta că aici unghiul ăsta e de 90 de grade. Adică de prin O, e perpendicular pe O, P. De prin O, e perpendicular pe O, P. O, P asta e din planul triunghiului A, M, C. Și acum, de prin O, e perpendicular pe AC odată, foarte ușor am arătat, păi, știi bine prima parte. De prin O, e perpendicular și pe O, P. Și în felul ăsta, de prin O, perpendicular pe două drepte componente din plan, și deci e perpendicular pe tot planul, pe planul triunghiului A, M, C. Cum am arătat? Triunghiul ăsta de prim de O și cu triunghiul O, B, P este în luate acolo. De prim de O și cu O, B, P sunt asemenea aceste două triunghiuri. Deci aici vedeți, se vede foarte greu spațiul. Dar aici când am dus într-un dreptunghi, în plan m-am dus cu problema, triunghiul ăsta așa, și cu triunghiul celălalt, da, și cu triunghiul ăsta la altul, sunt asemenea. Ce înseamnă? Unul e mai mare, unul mai mic, sunt dreptunghice. Am o jobă. Da? Și când am făcut raportul de proporționalitate, am zis ipotenuza la OBB. OBB. A, ipotenuza asta, supra toate ipotenuza, egal cu cateta asta de aici, BP, supra cateta asta, DO, și egal cu OB supra D prim D, mi-a arătat că e adevărat. Acest lucru mi-a spus din proporționalitate că unghiul ăsta de aici, mi-a fost foarte greu să vedeți de acolo, unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici. Deci, D prim O, este cât B, O, B. Unghiurile acestea fiind congruente, îmi lasă șansa. Sigur că și unghiul ăsta va tot. Și ăsta de aici va fi cât ăsta. Deci, iată pe cele două unghiuri adunate, care fac împreună cât 90 de grade. Că ăsta și cu ăsta fac 90. Și acum ele sunt aici vecine, cu vârful în O, fac 90 și ce rămâne ăstuia de aici? Cât îi rămâne dacă total fac 180? Fiindcă ăstea fac împreună 90, au rămas ăsta să fie tot 90. Și dacă ăsta e tot 90, e de parcă aș spune că de prim O e perpendicular pe O, P. Și acum am de prim O perpendicular pe AC, de prim O perpendicular și pe O, P. Deci de prim O e perpendicular pe două drepte concurente, PO și cu AC s-a întâlnit în O. Deci de prim O e perpendicular pe planul A, pe C. Foarte tare problema, foarte, foarte tare. Deci secretul a fost aducerea acestui punct, spectaculos punct, în planul triunghiului A, M, C. Care triunghi nici nu se vede. Da. I-am dus așa, curbate, pentru a atrage atenția că vine așa, M, A, M, C, și până ce A, C, e în planul de jos. Însă, eram în nebunit să mai
găsesc un punct, cum spuneam mai devreme Adi, un punct care să fie coplanat, să fie în același plan cu A, M, C. Mă întrebeam un punct care să fie coplanat cu A, M, C. Punctul acesta este punctul P și valorificăm că M e centrul de greutate, că C, M, și cu mijlocul sunt coliniare, adică ce în prelungire taie de B prin B chiar la mijloc. Că M fiind centrul de greutate, e intersecția medianelor. Adică P ăsta e pe CM, pe dreapta CM. Și dacă P-ul e pe dreapta CM, înseamnă că P-ul este pe triunghiul, este în cadrul triunghiului CMA. Ia să pornim la redactare, că este spectaculos. Merită acum să facem toată povestea. Zicem așa. Demonstrație. Haide, te rog să mă duci pe prima parte, care este foarte simplu. Noi asta trebuie să facem, în concluzie. Cum O este la mijlocul la C. Deci AC se intersectează cu D. De pe M punctul O. Deci AC. Intersectează. Le ștergem, o să ne... O să ne trebuiască, dar sper să... este scris deja la proporționalitatea asta, e scris-o și da. Tu, e scris-o și în film, este scris. Da. Dar acum redactăm, și zicem, AC. Și dacă o să ne voi folosi deja mărinile care le-am calculat, da? Deci AC. Intersectează DB.O. DB. E ca o mulțime formată din nou. Ștere, te rog, asta aici. Nu mai calcul, lasă figura. Deci. Așa. AC intersează DB, egal o mulțime formată din punctul O. Bun. AC? AC perpendicular pe BD. AC perpendicular pe BD. Și egal cu urmă de grade. Bine, știi că faci ca urmă de grade. AC perpendicular pe BD, da? Ai zis? Da, iar AC perpendicular pe planul DB. B primul D, prim. Poți să spui că D de prim. Că D de prim. E perpendicular pe tot planul A, B, C, D. Deci D de prim. E perpendicular pe planul? Pe A, B, C, D. A, B, C, D. Atunci D de prim e perpendicular și pe... Dacă D de prim e tot planul A, B, C, D, e perpendicular și pe AC. Da. Da? Deci, de pe primul e perpendicular pe AC. Adică noi să spunem că AC e perpendicular pe DB prim și mai avem că AC e și perpendicular pe DB. Adaugând de sub AC sau DB, să zicem DB, e perpendicular pe AC. Adică AC perpendicular pe două drepte concurente, DB și DD prim, DB și DD prim. Ca AC e perpendicular pe planul pe celor... De primul
perpendicular pe AC. Subliniem acest rezultat. Bun. Mergem mai departe. Ce avem despre el? Ce informații avem despre el? Ce este? Centrul de greutate. Ia că mi-a acolo. M, centru de greutate pentru triunghiul de BCB'. Pentru triunghiul BCB. Rezultă că plecând din orice vârf al triunghiului, trecând pe M, tai pe B pe fiecare latură opusă la mijloc. Deci rezultă că CM intersectează pe B prin B, B prin B, egal cu un punct notat cu P. Dar nu cumva, nu l-a întâmplat. De ăsta e sigur la mijlocul lui B pe prim. Da? Ce mâini pe B prim P, așa încât B prim P egal cu B P P B. Da? Din cauza că C mână, sub motivul C mână, e ideal. Deci, din centrul de greutate, e la intersecția mediană. Deci, cu prelungind-o, neapărat BB prim este intersectată de C mân, calul de prim de C, C prim, pe B prim, B prim la mijloc. Rezultă neapărat că pe ăsta e pe ambele drepte. Deci, pe ăsta este și pe C mân. Pe aparține lui ce mâni. El este pe și pe BB prim, pe ăsta de aici, este și pe BB prim, că doar așa am spus, dar este și pe ce mâni, că prin mâni am dus-o până o tăiată, da? Asta înseamnă confundirea intersecției a două drepte. Da. Ești într-o și pe cealaltă. Pe ea aparține un ce mâni. Dar ce mâni este inclus în placul a ce mâni. Și dacă un punct, dacă o dreaptă inclusă într-un plan, toate punctele de pe dreapta aceea sunt și planul ăsta. Rezultă că punctul P aparține planului ACM. Da? Deci, P aparține lui ACM. Altfel spus, punctele ACM M, P, coplanar. Am câștigat un lucru spectaculos. Am ajuns să aduc un punct, P, deștept acest punct, în triunghiul AMC. Deci în triunghiul AMC am un punct, P, și acum am patru puncte, practic, în triunghiul acela, prin AMC. Știm, trei puncte determină un plan, trei puncte necoordinate determină un plan și vine și punctul P. Eu ce trebuie să mai arăt? Dacă arăt că de prin O e perpendicular cu OP, deci dacă, Doamne ajută, să arătăm că de prin O e perpendicular pe AP, deci dacă de prim O, pe plata de O, pe O, dacă arăt asta, cum O, P este inclusă în planul A, M, C, în planul A, M, C, înseamnă că de prim O e perpendicular pe o dreaptă dintr-un plan. Da? Pe de altă parte, de prim O, am arătat, dar aici nu se întreba dacă arăt asta, da? Pe altă parte am arătat că e primul hiperpendicular pe O, pe AC. Hiperpendicular pe AC. Care e inclus în planul triunghiului AMC. AMC. Și iată pe de primul O.
perpendiculară pe două drepte concurente din pe cine? Pe două drepte concurente. Aici, din primul o, perpendicular pe AC, de prim O, perpendicular pe AC sau pe orice, e tot una. Vă zic toată AC, ori pe orice. AC sau orice, e același lucru, că face parte. În final, am arătat că de prim O e perpendicular pe două drepte din planul ăsta, concurente în O. Deci de prim O va fi perpendicular pe planul A, M, C. Ce trebuie să rezolvăm? Că de prim O perpendicular pe A, M, C și problema e rezolvată. Dar mai am așez dată care trebuie rezolvată. Da? Și îl finalizăm repede. Insist. Construcția mi se pare spectaculoasă. Știi, adică, dacă nu, spuneam, dacă nu fructificăm că M este centrul de greutate, nu putem demara problema. Și m-am gândit la momentul acela cu ideea că poate latul acesta se formează un triunghi nou. M, centrul de greutate, mergând din cer prin M, prin lungitură, taie pe BB prim, într-un punct pe care nu este la întâmplare, ci chiar la mijloc. Dar asta vă folosește foarte tare, că pe B va fi pe 2. Și va fi mie de mare folos ca să arăt triunghiul ăsta și cu ăsta sunt asemenea. Triunghiile fiind asemenea, îndată din asemănare cu unghiul ăsta cât ăsta, ăsta două fac 90 și va fi ăsta, că D prim O e pe primar pe OP. D prim, dacă, D prim O pe OP. Și aici, aici este problema rezolvată, că aveam așez dacă. Dar e rezolvat dacă. Da. Da? Și iată cum ripită partea aceea de, care am arătat-o mai înainte, de asemănare, îmi permite să spun, toată povestea asta îmi permite să spun că de primul e chiar pe planul triunghiului AMC. De fapt, planul triunghiului AMC este A, E, C, P, azi. Că în triunghiul AMC e mici punctul P. Da? Și aceasta este povestea care îmi oferă liniște și am prins în felul ăsta faptul că de primul om e perpendicular pe planul AMC. Mai recapitulăm o dată, să vedem pași ca să înțelegem bine. Tu ai pornit foarte bine pe probleme și ai spus de primul om. Am arătat foarte repede că e perpendicular pe AC. Cu jocul care a fost greșit. Ne mai trebuia de primul O să fie perpendicular și pe o altă dreaptă. Trăgeam noi în nebunii să zicem A, M. M, C. Că astea le aveam. Nu mergea deloc. Că nu pe A, M și pe M, C. Ci pe O, P. Punctul ăsta a făcut toată problema. Punctul P face rezolvată problema. Deci, dacă vă amintiți, mergea și spuneam, trebuie să extind problema. Nu mă opresc la, planul determinat de triunghiul de cele trei puncte A, M, C, ci îmi trebuie și alte puncte. Că orice punct adus în plan, îți dă șansa să unești un alt punct tot din planul respectiv și vei avea astfel o dreaptă din plan și te rupe problema, îți dă o șansă imensă. Că de primul nu putea să arăt cât e A, M, nici pe mâncă. Deci pe o altă dreaptă din planul ăsta, pe dreapta OP, și iată pe de prim O, pe OP, muncit din asemănarea triunghiului ăsta, iată pe de prim O, pe AC, care am arătat-o mai repede, mai trebuie de și de prim O, pe clar, pe două drepte concurente, pe OP și pe AC. OP, OP și AC sunt concurente nouă. Și asta îmi spune mie că data problema e făcută, din vreme ce se perpendicular pe două drepte concurente, e perpendicular pe tot planul respectiv. Asta este povestea foarte tare. Deci, ca să fii claritate, am luat deoparte unghiul, planul ăsta D prim, D, B, B prim, care e un dreptunghi în mod sigur. De B, e L radical de 2, e mare față de L. Da. Da? Și P-ul care e la mijloc,
Și uitați pe figură cât de clar apare că acesta va fi rămâne 90 de grade. Adică de primul va fi perpendicular pe OP. Pe OP, asta. Și că sunt asemenea, dar nu desfăcut decât mărimele care l-am găsit. Am, așa mi-am făcut proporționalitatea și am spus că și proporționalitatea. Deci ne trimite gata, sunt asemenea. Și atunci, unghiul de aici, care se uită spre DO, va fi congruent cu unghiul care se uită din partea asta de aici, spre PP. Că vedeți, asta, nu puteam zic asta pe asta, că raportul este unul. Deci, asta pe asta, micuță. Deci, asta pe asta. Egal cu deprimos la OP, ipotenuză pe ipotenuză, am plecat noi acolo și a fost adevărat. Aveam emoții dacă vor fi lucrurile acestea corecte, dar au fost corecte. Nici nu trebuia să mă duc să mă aflu ipotenuză. Că aveam asta L, asta L radical din 2 pe 2, L radical din 2 pe 2 și asta iarăși L pe 2. Făceam proporționalitatea doar așa. Asta pe asta egal cu deci asta mare pe asta mare. Deci de primul O, D pe O, B egal cu O, D pe P, B. Și de aici triunghiul era o asemenea și suficient fără să mai aflăm din potenuzele n-avea nicio rost. Ne opream aici și trimis de asemenea. Și atunci unghiul de aici este cât ăsta de aici. Cum ăsta și cu ăsta fac 90 grade, lăsau cu ăsta din mijloc să fie de 90 de grade. Și asta era toată filozofia. Deci, pe scurt, cum mai spuneai mai devreme, fructificăm toată ipoteza. Deci, creăm centru de greutate la intersecția medianelor. Așa, din ce plecăm prin mână, taie pe B pe primă, în B la mijloc. Și atunci, culegem pe B, îl aducem în planul acela de secțiune și o paralelitate și tot este rezolvat. Sigur, am redactat pe bucăți pentru că am fost în perioada asta de cercetare, asta e la matematică. Nu poți să ai deodată ideea. El m-a și anunțat că sunt două probleme foarte tare. La prima am avut o reacție rapidă, nu? Că sunt foarte ușor. La asta trebuie să spun că am bâlbuit, dar așa e natura lucrurilor. Eu risc să mă afișez în fața camerei fără să știu problema, nu-i deloc confortabil, nu-i deloc confortabil, este un stres imens, însă sper în fiecare clipă, uitându-mă problemă, și de fapt eu comunic aici și un fel de a te purta în fața necunoscutului. Da? Deci, de cele mai multe ori, profesorii își pregătesc lecția de acasă. Deci, nu vin cu tenția decât făcută foarte bine, riguros, aranjat, în sfârșit. Ei, eu m-am aflat la prima citire și în fața camerei, care înseamnă un moment deosebit de dificil, dar comunic un lucru. Că am un mod de a mă concentra pe care vreau să-l transmit și celorlalți care vor vedea filmul, un mod de concentrare care spun, trebuie să reușesc. Sigur că în perioada asta când stai și patronezi, scurge timpul. Scurge timpul și apare presiunea asta, când ești tu singur cu foaia ta deoparte, e altceva, dar când curge timpul și acolo se filmează și e un gol, perioada asta, nu-i deloc un lucru plăcut. Însă, din punct de vedere educațional, să zic așa, din punct de vedere al modul în care trebuie să duce într-o problemă, comunic cel mai important. Încrederea în tine că trebuie să o faci. Și chiar dacă se întâmplă să o poți face cu o tragedie, revii asupra ei. E foarte multe ori mi se întâmpla când lucram cu olimpicii. Mi se întâmpla, să spunem, lucrăm și o săptămână la o problemă. Nu poți să o faci din, la prima citire, sunt probleme dificile. Fiecare gândește într-un anumit fel, strategia pe care cel care a compus problema a avut-o invers. El știa că dacă ia PP acolo la mijloc, triunghiurile acelea sunt asemenea și valorifică, taie PP de acolo și duce pe mâini centrul de greutate și atunci împins problema într-un grad de dificultate foarte mare.
Deci asta e lucrul pe care... Deci se complică de la o etapă la alta problema și ea, pentru cel care o citește la prima vedere, n-are decât să intre într-un moment de, de angajament total sau panică totală. Cel mulți intră în panică. Sau nu se angajează în fața unui astfel de probleme și în fața camerei. Așa, dar, dragilor, am avut din nou o problemă super tare, că este problema de gradul cel mai înalt de dificultate de până acum, de la începutul anului. E de 7 stele, spuneai, da? Da. Așa. Într-adevăr, este o problemă foarte frumoasă. Și de acum eu am să insist spunându-vă că în compunerea unei probleme, autorii pleacă de la o altă problemă clasică, cunoscută, și modifică ceva din suportul ei și o fac foarte dificil. Adică din ipoteză șterge ceva și după la altă parte. Problema era așa. De prin O clasică, de prin O, pe clar, nu pe A, M, C, ci pe A, P, C. Asta era problema dinainte. Pe clar, pe A, P, C. Și atunci el șterge pe P. Îl ascunde în punctul lui el și face problema foarte dură. Da? Deci asta e jocul, ăsta e jocul propunătorului, cei care compun subiecte și fac așa este greșit și motivul. Pleacă de la o problemă cunoscută și își dau seama de șmecherii, atât a făcut el. Așteaz pe pe și a băgat pe mână. Și o aruncat problema foarte dificil. Așa de-a dat jocul. Sinteza, ce să fie la sinteză, ce am văzut? Probleme cu noastre. Nu. Hai să zicem, am avut aici perpendiculară, perpendicularitatea de umplă. Da, sinteza. Corect. Exact. Corect. Perpendiculară. La pe un plan, apoi cubul, aici asemănarea de unde vă... Da, teorema fundamentală asemănării. Cubul, teorema reciprocă asemănării, că de-apoi ne-a dat seama de unghiuri. Da, reciprocă. Da, reciprocă teorema. Teorema e asemănării. La revedere, vă mulțumim că ați mai văzut profunajul.
vă dorim o seară bună, vă dăm continuare. Nu uitați de like și share. Așa este. La revedere. Cât e moș.